Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica 29 după Rusalia, vindecării celor 10 leproși, Evanghelia de la Luca din capitolul 17, versetele 12-19. Intrând într-un sat, l-au întâmpinat pe Iisus 10 leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse Învățătorule, fie-ți milă de noi! Și văzându-i, el le-a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare din mărire lui Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Și acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: oare nu 10 s-au curățit? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea mărire lui Dumnezeu decât numai acesta care este de al neam? Și a zis: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. În duminica de după botezul Domnului, Iisus ne invita la convertire. Iar adevărata convertire, ne spune Ioan Botezătorul, constă în recunoașterea și urmarea lui Iisus, mielului Dumnezeu, în a fi cu El mereu. Evanghelia de astăzi merge în aceeași direcție și prin exemplul celor 10 leproși ne confirmă sensul convertirii, tot timpul pe cale înspre Fiul lui Dumnezeu, Cel care vindecă și mântuiește. Asta facem și noi atunci când mergem duminicile, sărbătorile și ori de câte ori avem ocazia la Sfânta Liturghie. O întâlnire mistică, de taină, dar la fel de reală ca și cea a oamenilor din Evanghelie. Este primul și cel mai important pas pe care trebuie să-l facem pentru a fi cu Iisus. Odată ce suntem în fața Lui însă, convertirea noastră trebuie să continue. Avem exemplele tuturor celor care îl întâlnesc. Sunt unii care așteaptă să vadă minuni și dacă nu văd, sunt dezamăgiți. Sunt alții care așteaptă să primească ceva și dacă nu primesc, sunt furioși. Sunt alții care vin doar să-l ispitească, să-l testeze. Și sunt în sfârșit cei care vin pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, pentru a-I cere ajutorul, pentru a-I mulțumi, pentru a-L preamări. Astăzi vedem 10 oameni bolnavi și toți vin la Iisus. Fac acest prim pas și chiar mai mult, se încred în cuvântul Lui. Mântuitorul le spune: mergeți și vă arătați preoților. Și ei știu că acestea sunt cuvintele vindecării. Un lepros mergea să se arate preoților doar atunci când era vindecat. Preoții trebuiau să constate vindecarea și reintegrarea în societate. Când Iisus îi trimite la preoți, toți înțeleg, toți se încred și toți se vindecă. Nu pe loc, ci pe cale, ne spune Evanghelia, fiindcă au încredere și ascultă cuvântul Lui. Ar fi ceea ce am putea numi un happy end, însă unul dintre cei 10 schimbă finalul. Nu se mulțumește cu vindecarea, ci simte că Iisus are de dăruit mult mai mult decât atât. Simte dincolo de vindecare comuniunea și îndurarea unui Dumnezeu care i-a venit în întâmpinare. Simte că din tot acest abis de iubire, vindecarea fizică nu e decât semnul și primul pas. Precum magii din Betleem, îi se închină și îi mulțumește pentru această iubire, iar omul este vindecat nu doar de boala lui, ci și de lepra păcatului, ce de la Adam încoace bântuie neamul omenesc. Cu alte cuvinte, este mântuit, salvat, eliberat. Noi, ca și botezați, avem autostradă înspre ceruri. Însă asta nu ne scutește de propria convertire, de efortul personal. Chiar și pe autostradă poți merge înainte, te poți opri sau poți să o iei înapoi la prima ieșire. Din umana experiență, noi știm că mersul nostru este de multe ori șovăielnic, precum cel al fetelor de la Căpâlna. Și rugăciunile, mulțumirile noastre sunt cam la fel, cu pauze. Samarineanul de astăzi să ne fie însă imbold și exemplu. Suntem făcuți pentru autostrada cerului, nu pentru potecile prăfuite ale acestei lumi. Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică.